Hai să vedem! Se făcea în vis că eu încercam să fiu fericit. Chestia asta acum. Și fericirea mea vreau să ajungă până sus. Dar mai sus de atâta nu mergeam, vedeți? Voi vreți să fiți fericiți? Da! Vreți să învățăm împreună câteva secrete despre fericire? Vreți să facem magie împreună? Da! Hai să facem. Cine? Ziceți abracadabra cu toții? Da! Opa, ce s-a întâmplat? Mai încercăm? Da! Hai că se pare că, uite, fericirea asta are nevoie de magie acum, da? Încercăm? Da! Ați făcut asta? Da! Dar se pare că nu v-ați concentrat destul. Mai încercăm? Ia să văd! Și acum, în visul meu, au apărut emoțiile și ele se numeau frica, tristețea, furia sau bucuria, da? Ține minte frica, tristețea, furia sau bucuria? Bucuria! Și asta? Bucuria! Toată viața este foarte frumoasă, că îmi place ceea ce fac. Cred că ăștia erau ochelarii bucuriei. Ia să vedem, ăștia? Ochelarii tristeții. Exact, da, lumea neagră așa și ca și cum nu-mi plăcea nimic. Ochelarii frică. Ăștia, în visul meu, erau ochelarii tristeții. O să vină imediat și ochelarii fricii. Și ei îmi arătau că nu e bine unde sunt, că am nevoie să schimb ceva. Asta mi-a dat tristețea, că nu e bine unde stau, ce se întâmplă. Ceva nu era bine și trebuia să schimb ceva. Ia să vedem, ăștia mai ce ăștia. Frici! Ia să vedem, ăștia ce mai rămas? Furie! Ăștia, exact, eu, pentru că uitau să mă apăr. Dar mai vedem și un număr de magie sau stăm așa? Magie! Magie! Și în cutiuța asta. Opa! Avem pregătite multe magii și foarte puțin timp. Hai să vedem! Și încă o dată... Care e părut? Tristă! Vrei să vedem ce mai apare? Da! Bun, ia să vedem! Se întâmplă ceva? Poate este ceva din ea? Credeți că o să iasă? Dar știți în ce lume am intrat noi acum? Ce? Să-mi cătate emoțiile vin cu mătina lui. Ia să vedem! Wow, se pare că formula asta magică chiar are putere pentru mine. Cum a zis? E diferit de? Cum a fost! Și-au fost niște meduse foarte frumoase, care știți ce făceau ele? Ele când simțeau anumite emoții, fie frică, furie, tristețe sau bucurie, vreți să mai facem ceva? Hai să vedem dacă s-a întâmplat ceva. Vreți? Da. Ia să vedem. Nimic nu. Mai încercăm o dată? Da. Hai să mai încercăm o dată. Deci. Cum e diferit de? Cum a fost. Încă o dată, mai tare? Cum a fost. E diferit de? Cum a fost. Bun. Ia să vedem. Și asta ceva frumos. A avut un mesaj. Și mesajul era așa. Că eu pot să aleg cum mă port, chiar dacă sunt furios, chiar dacă sunt trist, nu? Chiar dacă mi-e frică, eu pot să aleg cum mă port. Și cum mă port este fie să mă cert că sunt furios, fie să fiu prietenos sau să fac cum făceau ei. Trist! E trist, dar ce credeți că avea la persoană acolo? Trist! Este un delfin. Haide! 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 Da! Da? Sigur? Nu! Nu! Nu era, dacă nu era, nu era ce să facă. Cum a zis? Este diferit de? Cum a fost? Serios? Mai încercăm o dată? Cum a zis? Este diferit de? Cum a fost? Ce aia? Ăsta era un alt comportament al meu. Comportamentul meu nu trebuie să fie mereu negru. Puteam să mi-l aleg eu cum să fie. Așa a apărut în vis. Și ceea ce numai ce este? Nimic, dar un nimic frumos, nu-i așa? Da. Hai să mai încercăm o dată. Cum a zis? E diferit de? Cum a fost? Cum a fost? Așa, știți? Vreau să le zicem ca să... Ia să vedem. Cum a fost? Ia să vedem. Le dați și voi mai departe de la unii la alții? Da. Să se
Și vă gândiți voi la, la un fel de a ne purta pe care vrem să-l schimbăm, da? De exemplu, ne certăm atunci când suntem furioși sau nu facem nimic când suntem triști sau fugim când suntem sau când ne gândim, da? Ia să vă Bun, acum, închidem aici cutiuța, da? Da! Facem o magie. Noi acum schimbăm cum ne purtăm, da? Hai să vedem, fiecare schimbă într-un fel cum se poate. Adică nu ne mai alegem mereu să ne certăm. Poate că e bine să ne certăm de toate, dar poate că toată nu e bine și atunci schimbăm, da? Sau poate că toată putem să și fugim, ceea ce e foarte bine, că ne salvează viața sau cine știe ce. Dar câteodată poate e bine să nu fugim, pentru că vrem să facem cu adevărat ceva. E bine? Da! Bun, poate că toată e bine când suntem triști doar să plângem și atunci poate că toată vrem să și schimbăm ceva, e adevărat? Diferite? Cum mă pot? Ia să vedem. Poate se întâmplă ceva de data asta, uite și delfinul zâmbește la noi. Aprobator, așa, ia să vedem. Dar imediat o să mă dau petala, așa te-am luat și mă dau eu. Fiecare dintre noi vom lua cu o petală din asta, ca să ne amintim că putem să ne purtăm și altfel când simți o anumită emoție, da? Și cum mă simt de diferite cum mă pot. Hai să încercăm. Una singură. E diferit de? Cum mă port! Deci cum mă simt e diferit de cum mă port. Asta aș vrea, asta am reținut eu după visul meu și să știți că viața mea pe cuvânt s-a îmbunătățit foarte mult.